Sunt Lia și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. În clipul de astăzi vă voi vorbi puțin despre trupa Boschito, o trupă pe care o știu de câteva zile, de vineri, de fapt, de când am fost la un concert de lor care s-a ținut la Rivier. Clipul de astăzi am ales să-l fac despre trupa asta pentru că, pur și simplu, mi se pare că oamenii din trupă sunt absolut geniali și, nu știu, cred că... Da, sunt sigură că trupa asta este trupa mea favorită din momentul ăsta. E un pic ciudat că n-am auzit niciodată nimic despre trupa asta și chiar dacă știu că s-a înființat în 1999, n-am auzit de numele ei niciodată până acum. Prima dată o să vă vorbesc puțin despre trupă în general și despre de ce m-a impresionat pe mine de tare și apoi v-am pregătit un material și v-am vinerea trecută la concert. Deci, da. Sper să vă plac. Ok, deci eu pur și simplu mor de cald. Deci dacă o să mă roșesc în timpul videoului, să știți de ce. Ok, deci să începem. Era vineri. Eu știam că urma să merg la un concert pentru că aveam bilete la el și știam că trupa care o să cânte se numește Boschito. V-am mai spus dată că habar n-aveam cine sunt Boschito ăștia, dar prietena mea cu care urma să merg mi-a spus că sunt foarte, foarte fain și că cântă un fel de rock, o combinație între rock și rock latin și de fapt diverse stiluri muzicale adaptate piesele lor și ea mi-a spus că sunt foarte, foarte fain. Așa că, da, eram foarte entuziasmată pentru că mie oricum îmi place muzica și na. Și am ajuns acolo, bineînțeles, am comandat mâncarea, nu știu ce. Nu o să fie un story time, dar trebuie să, nu știu, să cumva să vă introduc așa în poveste. Și iată că venit timpul să cânte trupa respectivă. Eu eram foarte ok, că eram fericită că stau acolo cu familia, cu prietenii și mă simțeam bine. Nu mă așteptam să-mi placă extrem de mult, să fiu dată pe spate. Eu nici măcar nu-i cunoșteam, habar n-aveam cine sunt membrii trupei sau ce melodii cântă, deci vă dați seama că eram acolo, nu știam nicio melodie de la ei și am început să cânte. Și de la prima melodie, nu știu, cumva așa m-a captat pur și simplu ei și a avut așa o energie super, super faină și am început să dansez, să filmez. Deci dacă la primele melodii eram și eu pe acolo, dansam, filmam, păi, deci pe la mijlocul concertului, deja săream, țipam, cântam cu ei, deci învățasem versuri din mers, pur și simplu, cântam acolo, eram în primul rând, mă dusesem, deci eram, nu știu, în lumea mea, deci pur și simplu, atât de tare m-au captat și mă simțeam extrem, extrem de bine și am zis, nu știu, în capul meu era, băi, ce tari sunt oamenii ăștia, deci sunt geniali, oricum, concertul a durat în jur de 2 ore și un pic, dar m-am simțit atât de bine. Și pur și simplu v-am spus, deci le-am învățat versurile melodiilor așa din mers. Cântam cu ei, mă simțeam bine și a fost absolut genial. Nu mă așteptam nici o secundă să-mi plac atât de mult și să fiu acolo în primul rând, să cânt, înainte să primez, dar m-am simțit super, super, super. Deci chiar a fost extraordinar și probabil că mai sunt câțiva dintre voi care nu știau de Boschito, pentru că nu cred că sunt singura care nu știa de el, adică m-aș simți prost, pentru că, da, știu. Da, sunt destul de, cum să zic, destul de cunoscuți, adică o trupă înființată în urmă cu foarte mulți ani, dar eu pur și simplu n-am știut de ei, nu știu. Poate că sunt unii dintre voi care știți, poate că sunt alții care nu știți, dar vreau să vă spun că merită să le ascultați melodiile pentru că sunt super, super tare. Bine, unele dintre ele chiar le știam pentru că vă dați seama că în timp le-am ascultat la mai multe evenimente sau așa, dar nu știam, deci știam piese, dar nu știam compozitorii. Acum că am aflat că sunt, că sunt piesele lor, îți dai seama ce tare! Și chiar vă recomand să căutați pe YouTube Boschito și să ascultați piesele pentru că merită, gen, îți dau așa o energie super, super faină și, nu știu, pe mine m-au impresionat enorm de mult, deci chiar m-a impresionat o trupă super, super faină și am auzit că în Timișoara n-am mai avut de foarte mult timp, cred că n-am mai avut niciodată un concert vara. Ei de obicei veneau toamna sau primăvara și acum na, au venit și vara. Oricum, oamenii de acolo, ce erau pe lângă mine prin,
Prin mulțime, le știau toți piesele, deci erau acolo lumea lor. Eu eram în lumea mea și fără să le știu piesele. Dar oricum le-am învățat pe parcurs, deci merită să le ascultați piesele. Și acum aveți așa o mică ocazie să ascultați piesele trupei astea pentru că merită. Am pregătit nu știu, să zic așa, un mic colaj, câteva minute din concertul lor, să vedeți și voi de ce sunt eu atât de entuziasmată și de ce am vrut să fac un vlog cu trupa asta, pentru că merită. Deci, da, sper să vă placă! Hrănește cu filele tale, însă fără ea ești ca plaja fără soare, plaja fără soare. Bine că se duce pentru a mea oare, cu privirea când te duce de fecioare, prinde o frate și ne vine fiară, da, te vine fiară. Și de când ești frumoasă ca... Și să vadă și prietenii voștri, subscribe aici pentru că ne apropiem cu pași repede de 200 de abonați. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și ne vedem data viitoare cu un nou clip!